Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am încheiat o parte a discuțiilor referitoare la oficiul preoțesc. De acum ei sunt cei pe care Dumnezeu îi va folosi pentru relația cu poporul său. În ceea ce privește călătoria noastră prin cartea Levitic, suntem la capitolul 11. Acesta este un capitol neobișnuit. Am putea spune că am ajuns la un punct de răspând în această carte. Subiectul este de acum schimbat. Trecem de la preoți la popor. De la gerfe aduse lui Dumnezeu la mâncarea pentru oameni, de la închinarea înaintea lui Dumnezeu la umblarea în această lume. Trecerea de la sacru la laic este făcută fără nicio modificare de rind sau de nivel. Nu ne este sugerată niciun fel că aici ar fi vorba de ceva diferit. Astăzi, noi facem o distinție clară între sacru și laic. Credem că dacă ceva este în biserică, este sacru. Până și bârfa în biserică este socotită sacră, mai ales dacă este deghizată sub forma unor cereri în rugăciune. Dacă bârfa are loc în afara bisericii, atunci este o bârfă laică, păcătoasă. Dragi prieteni, orice lucru pe care îl facem poate fi făcut spre slava lui Dumnezeu. Nu putem face o deosebire între sacru și laic. Dumnezeu este pretutindeni și pentru el nu contează o astfel de delimitare născocită de noi. Capitolul 11 din Levitic este neobișnuit pentru că prezintă un regim alimentar pe care copiii lui Israel trebuia să-l accepte. Ei trebuia să mănânce anumite feluri de animale sau de mâncare și să se ferească de cele pe care Dumnezeu nu le trecuse în meniu. Aici apare întrebarea, este posibil ca Dumnezeul acest univers vast să se preocupe de ce mănâncă la cină ființele create de el? Oare cel care a poruncit doar și au fost create toate, se va ocupa și de lista de bocate a omului? Acest capitol ne răspunde la aceste întrebări. Dumnezeu este interesat de toate detaliile vieții copiilor săi. Niciun amănunt nu este prea mic sau neimportant ca să nu fie inclus în grija și preocuparea sa. O doamnă l-a întrebat pe un vestit predicator dacă trebuie să ne rugăm pentru lucrurile mărunt ale vieții noastre. Răspunsul acestui om înțelept a fost, Doamne, care lucruri din viața noastră sunt mari pentru Dumnezeu? Ne avem tendința de a împărți lucrurile din viața noastră în probleme mari și probleme mici. Înaintea lui Dumnezeu, ele nu sunt împărțite astfel. Pentru El, toate problemele sunt mărunte. Spun mărunte pentru că El este un Dumnezeu mare, dar. Totuși, nimic nu este prea mic sau lipsit de importanță pentru atenția și grija lui Dumnezeu. În Biblie există numeroase îndemnuri de a ne ruga pentru toate lucrurile și de a nu ne îngrijora de nimic. În acest fragment din Cartea Levitic vom găsi câteva lecții spirituale foarte importante, așa cum vom vedea în minutele următoare. Dar, tot aici, vom descoperi și un aspect practic. Ignorat adesea pentru că se referă la Israel. Dacă Dumnezeu îngăduia mâncarea unor animale și interzicea consumarea altora, putem presupune că era implicat un factor de sănătate în această deosebire. Evreii puteau mânca anumite animale, pești și păsări, dar le era interzis să se atingă măcar de altele. Aceasta nu era o superstiție. Și însemna mai mult decât un ritual religios prin care se făcea distinția dintre animalele curate și cele necurate. De vreme ce Dumnezeu a prescris anumite animale pentru hrana poporului său, în timp ce altele erau cu totul interzise, acest regim trebuie să aibă un anume avantaj. Istoria va demonstra că Dumnezeu a avut suficiente motive pentru a face această împărțire. Este adevărat că Dumnezeu ar fi putut acționa și în mod arbitrar în stabilirea acestei linii de demarcație dintre animalele curate și cele necurate. Dar Dumnezeu a acționat întotdeauna spre binele poporului Său. A arătat istoria că așa au stat lucrurile și în acest caz? Cu siguranță da. Lucrul interesant pe care îl putem remarca astăzi este acela că animalele interzise ca hrană pentru poporul Israel erau cele mai dispuse la îmbolnăviri. Animalele respinse de legea mozaică sunt cele mai dispuse la anumite boli care vor fi transmise și omului. Iată ce spune un specialist. Este vorba despre Dr. Kellogg, care spune așa. Citez. Una din cele mai mari descoperiri ale științei moderne îl constituie faptul că un mare număr de boli la care sunt dispuse animalele se datorează prezenței formelor inferioare de viață parazitară. În special, animalele necurate în modul în care se hrănesc vor fi expuse, în timp ce niciun animal nu este cu totul scutit de viața parazită. O altă descoperire a timpurilor moderne, de o importanță egală cu privire la întrebarea ridicată de acest capitol din Levitic, este faptul acum recunoscut, conform căruia multe din aceste boli parazitare comune omului și animalelor pot fi transmise de la animal la om. Am încheiat citatul. În continuare, același Dr. Kellogg enumeră câteva boli provocate de paraziți, cum ar fi trichineloza la porc, difteria la curcan, răpciuga la cai. Evident că Moise nu cunoștea toate aceste boli. Cu siguranță, nici măcar medicii din Egipt nu știau prea multe despre ele. Dar Dumnezeu le cunoștea prea bine. El a făcut această deosebire între animalele curate și cele necurate. S-a dovedit acest lucru valabil în decursul istoriei? Iată că da. Ascultați ce spune dr. Noel de Musi într-o lucrare prezentată la Academia de Medicină din Paris în 1885. Citez: Ideea maladiilor infecțioase și parazitare, care a câștigat o poziție importantă în patologia modernă, nu a fost străină lui Moise. Din potrivă, am putea spune că această idee a caparat gândurile lui Moise și chiar a dominat toate regulile sale de igienă. El a exclus din regimul alimentar ale evreilor animalele expuse la paraziți. Și pentru că germenii și sporii bolilor infecțioase circulă prin sânge, el poruncește ca acesta să fie scos înainte de a consuma carnea. Am încheiat citatul. De unde a știut Moise acest lucru? Oi, să nu avea de unde să știe, cu siguranță. Dar putea să știe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus ce trebuie făcut. Îl citesc din nou pe Dr. Kellogg. Cu mult timp în urmă, în vremea în care ciuma făcea ravagii în Europa, evreii au scăpat de cumplita maladie aproape în unanimitate, astfel că suspiciunea populară cu privire la ei s-a amplificat, transformându-se în furie. Ei au fost acuzați că au provocat această boală mortală printre vecinilor neevrei prin otrăvirea fântânilor și a izvoarelor. Am încheiat citatul. Un alt om de știință, profesorul Hosmer, a scris și el. Citez. În întreaga istoria Israelului, înțelepciunea dătătorilor de lege în această privință s-a dovedit a fi cu totul remarcabilă. În vremea marilor epidemii de ciumă, evreii au suferit mult mai puțin decât ceilalți, în privința longevității și a stării generale de sănătate, ei au fost în orice epocă mai presus decât celelalte popoare. În prezent, în firmele de asigurări pe viață, se spune că viața unui evreu valorează mult mai mult decât cea a clienților de alte naționalități. Am încheiat citatul. Dr. Brands afirma: în Prusia, durata medie de viață este mai mare cu 5 ani decât cea a restului populației. Sigur că astăzi, când evrei încalcă în mod constant regulile cu privire la mâncare, prăpastea nu mai este atât de mare. Dar au existat vremuri în istorie când viața evreilor era de două ori mai lungă decât viața vecinilor lor. Noi avem ceva de învățat din toate acestea. Ne avem dreptate să condamnăm Israelul pentru că pune un accent atât de mare pe aspectul fizic, ignorând cu totul implicațiile spirituale. Dar în același timp, noi punem un accent atât de mare pe spiritual, încât ignorăm cu totul aspectul fizic al vieții noastre. Creștinul nu trebuie nici de cum să-și neglijeze corpul, nesocotind regimul alimentar și regimul de viață în general. El ar trebui să țină seama de faptul că trupul lui este templul Duhului Sfânt. Aspectul fizic nu exclude în mod necesar implicația spirituală. La fel de adevărat este că nouă ni se spune astăzi, puteți mânca orice doriți. Dacă vreți să mâncați carne de șarpe cu clopoței, puteți mânca și așa ceva. Nu există nicio valoare spirituală în a mânca sau a nu mânca anumite feluri de mâncare. De fapt, când abordați lucrurile în felul acesta, nu ajungeți decât la superstiție. Dar iată câteva versete din scriptură care se referă la acest subiect. Mai întâi, epistola către Romani, capitolul 14, versetul 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus, spune Pavel, că nimic nu este necurat în sine, și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Tot Pavel de această dată în prima epistolă către Corinteni capitolul 8 versetul 8. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Același Pavel în aceeași epistolă la capitolul 6 versetul 13. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul, și Domnul este pentru trup. Pavel, tot în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, de această dată, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Ar trebui subliniat faptul că lăcomia este condamnată, iar stăpânirea de sine sau autocontrolul constituie o poruncă pentru un credincios aflat sub har. Dar să ne apropiem mai mult de capitolul cu numărul 11 din Cartea Levitic și să trecem acum la un rezumat al acestuia. În primele o versete ni se vorbește despre animalele curate și necurate. Apoi sunt prezentate viețuitoarele curate și necurate care trăiesc în apă. Zburătoarele sunt și ele împărțite în cele două categorii la fel și târătoarele. Apoi se vorbește despre contactul cu trupurile moarte ale animalelor necurate, începând cu versetul 24. Contactul cu trupurile moarte ale animalelor curate, începând de la versetul 39. Spurcarea cu animalele târătoare, începând cu versetul 41. Clasificarea în curat și necurat este făcută de un Dumnezeu sfânt ne spune în încheierea capitolului versetul 46. Începem deci cu primele două versetele capitolului. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a zis, Vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le, Iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. Dumnezeu trasează o linie de demarcație foarte clară între lumină și întuneric, noapte și zi, negru și alb, bine și rău, curat și necurat. Dumnezeu este Cel care face deosebirea dintre lumină și întuneric. Intenția Lui este aceea de a scuți puterea de discernământ a omului, astfel încât acesta să fie din ce în ce mai sensibil la aceste distinții făcute de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca omul să iubească binele și să deteste răul. În prezent, asistăm la o tocire a sensibilității omului față de distințiile divine dintre bine și rău, Omul încearcă să pună toate lucrurile din viață în zona gri a moralității. Dumnezeu face niște deosebiri clare pentru a-l conduce pe om spre altar și spre sângele vărsat de Hristos pentru curățire și iertare. Dragul meu, Dumnezeu face regulile. Dacă cineva întreabă: Cum poți ști ce este bine, ce este drept? Poți răspunde în felul următor: Bun și drept. Este tot ce spune Dumnezeu că este bun și drept. Acesta este Universul lui. Cunoașteți reguli mai bune decât cele făcute de Dumnezeu? El a făcut și regulile pentru lumea fizică. Ați vrea să sfidezi legea gravitației și să săriți de pe pământ? Ar fi o nebunie. Este o călătorie costisitoare nu numai pentru voi, ci și pentru guvernul țării. Dumnezeu, dragul meu, este peste tot, în fiecare moment al vieții noastre, și nimic nu este mai aproape omului decât mâncarea. Dumnezeu declară anumite lucruri curate, iar pe altele necurate. Omul are nevoie să-i se amintească faptul că trăiește într-o lume plină de păcat. Astfel, el trebuie să învețe să aleagă binele și să respingă răul. Distinția făcută de Dumnezeu era una de ordin moral și cu toate acestea viețuitoarele curate erau sănătoase și dădeau hrană trupului. Deosebirea dintre animalele curate și cele necurate este mai veche decât economia mozaică. Pentru că ne aducem aminte și noi recunoșteau o astfel de diviziune. Este dăm de remarcat faptul că alegerea animalelor comestibile, a peștilor, a păsărilor de curte respectă în general modelul omului civilizat, începând cu secole în urmă până în prezent. Deci, ce avem aici nu este un accident. Dumnezeu a făcut deosebirea și unele animale vrem să le mâncăm, în timp ce pe altele nu vrem să le avem pe masă. Un alt lucru de notat ar fi acela că anumite animale erau probabil sănătoase în țara și timpul acela, ceea ce nu ar fi fost adevărat în altă parte. Astăzi, noi nu avem nicio poruncă referitoare la animalele curate și necurate pentru hrană. Domnul Isus Hristos a avut și El cuvinte cu privire la acestea. În acest capitol 11 însă din Cartea Levitic sunt conținute și importante chestiuni morale. Omul trăiește într-o lume de păcat și Dumnezeu cere recunoașterea acestui fapt. Este nevoie să se facă o alegere clară. Omul căzut în păcat și alungat din Eden tot mai are un anumit copac din care Dumnezeu îi interzice să mănânce. Cred că obiectivul moral primează. Vă amintesc că atunci când Petru a văzut fața de masă coborându-se din cer cu tot felul de animale și păsări, nu a vrut să mănânce atunci când Dumnezeu l-a îndemnat. Apoi Dumnezeu i-a spus, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Cu alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu este acela care stabilește regulile, aceasta este o lecție morală deosebit de importantă. Adesea avem tendința să stabilim noi regulile sau să trăim după reguli stabilite de oameni. Însă, Dumnezeu este acela care stabilește normele, și omul trebuie să ia hotărâri în conformitate cu aceste norme divine. Ne ce spune versetul 3 din Levitic: Să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată copita despărțită și rumegă. Aceasta este regula care trebuie respectată pentru a determina care animale pot fi mâncate. Ea este redată mai târziu și în Cartea de Uteronom, capitolul 14, versetul 6, unde lista cuprinde următoarele. Boul, oaia, capra, cerbul, căprioara și bivolul, zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. În Levitic, principiul și regula sunt date cu câteva exemple din cele necurate. În Deuteronom, principiul și regula nu sunt subliniate, dar este dată o listă mult mai mare de animale curate. Leviticul accentuează negativul, în timp ce în Deuteronom avem accentuat pozitivul. În Levitic, distinția dintre curat și necurat este făcută cu multă strictețe și claritate, deși aceasta nu este o poruncă nouă. Aceste împărțire nu respectau un criteriu biologic, ci un factor de sănătate. Unele popoare păgâne, ca Persanii, de exemplu, atribuiau creația animalelor bune unui zeu bun, în timp ce alte animale erau produsul unui zeu rău. Dumnezeu a creat toate animalele. Distinția între curat și necurat nu este dată nici de natura animalului care să reprezinte vreun păcat sau vreo virtute. De exemplu, leu era considerat necurat, dar în același timp, el îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos și este simbolul seminției lui Iuda. De aceea este numit Hristos leul din seminția lui Iuda. Nu este vorba nici de o legătură misterioasă dintre suflet și trup, așa cum susțin unele secte păgâne moderne. Natura animalului nu este transferată celui care îl mănâncă. Asta nu este decât o superstiție absurdă. Unii vegetarieni cred că oamenii devin cruzi și violenți dacă mănâncă carne. Ei bine, eu am văzut câțiva vegetarieni foarte agresivi, aș spune. Ideile acestea, după mine, sunt cu totul lipsite de sens. Pentru Israel, distinția dintre animalele curate și necurate făcea parte din planul lui Dumnezeu de a păstra acest popor aparte deosebit de celelalte. Chiar și astăzi, coșer are o semnificație specială pentru oricine. Evreilor li se amintea astfel în mod constant că trăiesc într-o lume în care ei trebuie să aleagă tot timpul. Există însă și aplicații spirituale pentru creștini. Am arătat deja că nu este niciun merit în a respecta un ritual cu privire la consumul de carne. Dar este interesant de remarcat faptul că verbul acugeta este redat de o expresie cu sens figurat în care este vorba despre o vită care rumegă. Astfel, în Psalmul 1, versetul 2, ne este spus așa. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului zi și noapte, cugetă la legea lui. Cugetarea sau meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu constituie aplicația pe care o putem deduce din indicarea animalelor care rumegă. De asemenea, copita despicată ne duce cu gândul la umblarea credinciosului despărțit de lume. Tot aceste aspecte se referă și Apostolul Pavel în epistola adresată Efesenilor. Astfel, în capitolul 4, versetul 1, el spune așa. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În capitolul 5, versetul 2, el spune așa. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. În versetul 15 din capitolul 5, el ne spune astfel. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dragii mei, relația dintre citirea cuvântului și umblarea credinciosului este una foarte strânsă. Iată ce scrie tot Pavel, de această dată adresându-se lui Timotei. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine ai învățat. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Dragii mei, o să continuăm observarea Scripturii care ne vorbește despre felul în care trebuie să trăim, să umblăm, să mâncăm în această lume. Viața credinciosului, vedeți, nu este una care se rezumă numai la cuvinte spirituale, ci este o viață afectată în întregime de Cuvântul lui Dumnezeu, de Voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el este un tată iubitor, interesat de cele mai mici detalii, interesat de sănătatea noastră, interesat de întreaga noastră ființă. Și asta pentru binele nostru. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.